La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința este statutară. Aveți în fața noastră procesul verbal al ședinței de data trecută, cât și bordereul cu ordinea de zi al proiectului în ședința extraordinară. Vă supun mai întâi spre aprobare procesul verbal al ședinței de data trecută din data de 9.06.2015. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Supun spre aprobare bordereul cu proiectele de hotărâre scrise pe ordinea de zi în ședința extraordinară din data de 25.06.2015. Ca proiectul 226 se verifică organizarea și desfășurarea concursului de plată în siguranță să nu scoate de pe ordinea de zi. Să facă ce? Să scoate de pe ordinea de zi. E nelegal. Doamna, e propunerea... Care e propunerea noastră? Votăm ordinea de zi și când ajungem la proiectul respectiv, poate ce am discutat. Supun spre aprobare bordereul cu ordinea de zi. De astăzi, cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă, doamna Angel, mă pot? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Mai departe. Proiectul cu numărul 349 din 23.06.2015. Proiect de hotărâre referitor la constatare, încetare, mandat viceprimar și declararea vacantă. Demisie primar. Și declararea vacantă a funcției de viceprimar al municipiului Slatina. Demisie primar. Se ia de demisia primarului. Cine este pentru? Aveți la mapă demisia primar. Trecem mai departe. Se ia de demisie și trecem mai departe la proiectul următor. 351 din 349, pardon, din 23.06.2015. Proiect de hotărâre referitor la constatarea încetării mandat viceprimar și declararea vacantă a funcției de viceprimar al municipiului Slatina. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mai departe, proiectul numărul 351 din 23.06.2015. Proiect de hotărâre referitor la alegere viceprimar al municipiului Slatina. Aștept propuneri din partea grupurilor. Vascul. Grupul PSD propune pentru funcția de viceprimar al municipiului Slatina pe domnul consilier local Emil Costin Popa. Mulțumesc. Mai există și altă propunere? Vă mulțumesc. Așteptăm câteva minute pentru tipărirea buletinului de vot, după care invit consilierii să vină să ia parte la alegerea viceprimarului. Aș dori să respectăm ordinea de fund de la stânga la dreapta. Asta a fost fix ce vrea să le completeze. Bă, nu schimbat regula. Ce crezi că dacă începe de la dreapta, care e cu poate iese altfel? Eu știam că ești stângist, nu dreptist. Dați-ne și nouă instrucțiuni. Deci este un nume. Se lasă dacă ești de acord. Dacă nu sunt de acord, dacă nu sunt de acord, vă rog să ne precizați și pe ce lege se votează, pe articol, ca să știm rezultatul, să nu mai avem 272. Deci pentru a trece avem nevoie de 11 voturi. Majoritatea celor din funcție. Să nu mai 11 voturi. Să
Zâmbiți? Nu știu de aici, nu pot să fac. Modificată prin HCL 960
candidatului Popa Emil Costin a obținut 15 voturi. Voturi nule 2, 3, pentru care declarăm pe domnul consilier Popa Emil Costin viceprimar. Secretarul Popescu Alina, membrii Iordache Adrian, Brătoi Sorin Cristian. Vă mulțumesc! Proiectul numărul 109 Serviciului de Iluminat Public din cadrul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiectul numărul 226 din 5-a 5-a 2015, proiect de hotărâre referitor la organizarea și desfășurarea concursului Slatina în siguranță. Cine este pentru? Ce vreau eu să vă spun și vă spun prietenește și ei de politică, nu de altceva. Acest proiect nu are niciun pic de legalitate. În ce sens? Ceea ce trebuie să facă asociația de proprietari sau proprietarii acolo unde nu există asociație de proprietari, care se regăsește în legea 230 asociațiilor de proprietari. Noi o considerăm premieră și venim cu niște fonduri din bugetul local să premiem o scară sau, mă rog, un loc care are mic sau n-are, sau este, așa. Pentru că își mătură scara, pentru că, eu știu ce, își curăță subsolul. Și nu ai voie, fără o participare, cum au fost și celelalte concursuri. A fost o coparticipare, dacă vă aduceți aminte, la stat, la orașul bogat, a fost să aibă termomane și alte condiții, la Slatina în haine nouă, să-și facă singuri termoizolația și primăria venea cu temperatura decorativă. Fiecare concurs a venit cu, la care s-a ținut asociația, a venit cu un aport. Aici nu există aport. Ei, prin lege, sunt obligați să-și mențină curățenia în bloc și pot fi amendați dacă nu și-o mențin. Și noi ce primim? Asta sună amenințare. Mamă, proprietarii, chiar dacă n-ar exista asociație, este obligația lor prin lege să-și mențină curățenia, reparația, întreținerea și așa mai departe, scrie 230. Noi ce premiem? Obligativitatea lor prin lege? Deci eu vă spun sincer și omenește, proiectul ăsta vine retras. Aveți cuvântul, domnule. Este un concurs. Ca orice fel de concurs, trebuie să aibă niște criterii de departajare. Aceste criterii de departajare nu aveți în regulamentul de concurs. Faptul că o scară este mai întreținută decât alta, asta arată că oamenii din scara respectivă sunt gospodari. Dar conceptul concursului este clar pentru creșterea confortului și siguranței cetățenilor, pentru că știți foarte bine, sunt foarte multe blocuri de locuințe care 25-30 de apartamente, cele cu 10 etaje. Să pună fiecare dintre locatari niște sume ca să înlocuiască ascensorul, vă dați seama că un ascensor deja are o valoare foarte mare. Noi încercăm. Și dacă este proprietar, dacă tu stai la o casă și se strică ceva în casa aia, vine primăria să-ți repare că vreți curățenia. Asta este un concurs. Premier pe cei este un concurs că își mătură scara. Scuză-mă. Premier. Aia nu e un aport din partea lor. Nu este un aport. Eu fac ceea ce este legal să facă. Nu își menține. Există organisme și organe speciale. Mediul, DSP, DSB, DSB. Deci eu vă spun că Dar ce spun de la acest proiect?
comisie. Rog partidele să numească cât un consilier sau ce am zis. Vă ascult, doamna. Pentru participarea consilierii Florișcă Gheorghe, Matei Mariana și Adi Iordache. Mulțumesc. Alte propuneri mai sunt? Cine este pentru propunerea domnului Floricică? Cine este pentru? Mulțumesc. Pentru propunere? Împotrivă? Se abține. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Pentru propunerea doamnei Matei, cine este pentru? Împotrivă? Din 8 la 6 la 2 minute. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Două voturi împotrivă, doamna Anghel. Trei voturi împotrivă, doamna Anghel. Domnul Mircea Dogaru și domnul Brătui. Mulțumesc. Proiectul numărul 330 din 86-2015. Proiect de hotărâre referitor la plan de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015 pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 329 din 86-2015. Proiect de hotărâre referitor la aprobare sprijină. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 336 din 17-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și achitării sumelor. Vă rog puțină liniște, dacă se poate. Atât timp cât citesc proiectul. Vă rog puțină. Încă o dată. Proiectul numărul 336 din 17-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și achitării sumelor de 4.009,82 de lei, reprezentând despăgubiri dosar tabla 2.279 lei cheltuieli de judecată, 970,24 lei dobândă legală calculată până la data de 21.06.2012 și asumei reprezentând dobânda legală calculată de la data de 22.06.2012 până la data efectivă a plății debitului către SECE Omniasim Viena Insurance Group S.A. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 337 din 17-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și achitării sumei de 1000 de lei, reprezentând daune și a sumei de 1195 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, către doamna Ioncea Lucica. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 338 din 17-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea suportării din bugetul local, trecerii pe cheltuieli și achitării sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către Asociația Operatorilor Mobili din România. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect numărul 339 din 17-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina a mijlocului fix, microbus, marca Ford Transit. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 332 din 8-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina a unor imobile, terenuri situate în municipiul Slatina, strada Prelungirea Sunat, strada Nicolae Iorga, strada Voigor, strada Cuza Vodă, strada Crizanteme, strada Violetei, strada Cireașul, strada Dorobanț, strada Zmeurechi, alea Macului. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul 368 din 25-6-2015. Proiect de hotărâre referitor la desemnarea viceprimar al municipiului Slatina să exercite atribuțiile conferite de lege primarului. Revin la ce am spus data trecută. Rămân așa, să vezi domnul. Ești diplomat. Atunci...
Dar facem o schimbare. Facem făcut de care, dar sigur că este. Nu vrei din aici. Faceți liniște. Încheiat astăzi 25.06.2015 în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Statina, cu privire la proiectul de hotărâre referitor la designarea viceprimară al Municipiului.
atribuțiile conferite de lege primarului. Comisia de validare numită prin HCL numărul 1 din 22-6-2012, modificată prin HCL numărul 62 din 20-2-2014, în urma verificării rezultatelor obținute, constată următoare. Voturi valabile exprimate 17, din care candidatul Bircea Cristian a obținut un număr de 3 voturi, candidatul Popa Emil Costin 13 voturi. Voturi nule 1, drept pentru care declarăm pe domnul consilier, de la Popa Emil Costin, se exercită atribuțiile conferite de lege primară. Cu un număr de 13 voturi, domnul Emil Popa preia atribuțiile de primar. Vă urez mult succes, domnule Emil Popa, în exercitarea mandatului. Închid ședința de astăzi. Vă mulțumesc! Și cu domnul. Ioane, nu mă mai gândesc. Așa, hai.